Salutare, prieteni! A venit și ziua în care am reușit să mut iepurii noua de post. Am primit și adăpătorile. Așadar, meniul este complet. Am mutat iepurii, aproape toți. Au rămas chiar femelele cu pișorii mici-mici. O să vi și prezint un pic rând pe rând, așa încet. Aici, sus în stânga, masculul descendent din ce am avut de la Daniel Balaban de la Bistrița. Mascul de un an și o lună. Un an de fapt a făcut acum în aprilie, un an și câteva zile. Încă n-a fost dat la muntă. Un mascul foarte masiv, căpos, urecheat, ureche lată, groasă, absolut tot ce trebuie. Îl ținem. În continuare, avem un masculaj de noiembrie, pui din tank. Rămâne și el la matcă. Foarte gros. O culoare deosebită o să aibă la maturitate. Ureche bună și el. Îmi place foarte mult. În continuare, avem doi masculaj din Solomon, din cuibul de 3 ianuarie. Mai au încă doi frați aici. Ăștia de aici sunt frățiorii lor. Așadar am 4 masculi din 3 ianuarie. Lungi, se fac frumoși. Celălalt mascul din tank, frate cu ăsta de aici, din noiembrie. Mascul deosebit. Sper să meargă bine. Să-l pot duce la expoziție. Masculul meu numărul 1, de la Cristi Solomon, de la Sighișoara. Este tatăl mai multor cuibe. Am o grămadă de cuiburi cu el. Mai am lăsat și în curte femelele cu pui mici-mici. N-aveam cum să le mut. Un mascul masiv. În ianuarie a făcut un an, foarte urecheat, căpos, blănuță bună, aproape de 9 kg, să fie sănătos, să nu mai facă puiuți. Trecem la femele. Hai la tata tu. Hai. Hai la tati. Femela mea campioană de la Sibiu. Este montată, momentan este gestantă. Sper să fie cu noroc, să țină puii. Dacă nu, la doică. Aici avem altă femeie cu 3 puiuți, cea care am avut acolo jos în curte. Hai la tati tu, hai, frumoasă, salutat. Vedeți ce frumoasă e, ce blană deosebită are. Este tot femeia de la Sibiu. 3 puiuți, spre bucuria mea, toate 3 sunt femeluțe. O să rămână în curte. Am puține femele. Am avut foarte mulți masculi anul ăsta. Mai departe avem o femeluță. Soră cu cei 4 masculași de acolo. Din Solomon, din 3 ianuarie. Hai la tati tu. Foarte frumușică, urecheată. Sigur o să rămână la matcă. Va trebui să iau și niște cifre să numerotez boxele. Altă femeluță. Asta o să plece. M-a sunat cineva din Anglia. Împreună cu un masculaș. Aici avem femela mea din campioana de la Sibiu. Așadar asta e fica lui asta de sus, primul cuib. Are 6 pui cu Solomon. Nu sunt băgați de mult în cuști, sunt și cu capul nor până se obișnuiesc. Aici jos altă femeluță. Mai departe avem o mămică eroină, o californiuță micuță, la care am băgat 5 pui din femeia mea campioană de la Sibiu și din tank.
A fost montat înainte să plece tancul. Știți că a făcut o grămadă de pui și ne-a dus. Ăștia 5 am băgat la californiancă și iată că îi duce. Avem și unul, primul pui care l-am vreodată, am avut vreodată în curte fără urechi. Cred că s-o fi apucat mama să se mânce urechile, să-l mănânce înainte să-l scot. Cât a fost mic, n-am observat, nu-i problemă. Sper să fie femelă, să rămână la matcă. Se duc și ei, nu cresc chiar ca la mama lor, dar sunt vii, cresc. E bine. Aici am păstrat niște puși pentru, adică pentru femelele care o să vină din curte. Am femela de neo, cea din campionii germanii, la drumul Stanciu, și femela mea campioană de la Pitești, cu pui mici, și cealaltă femelă de Marte cu pui mici. Aici avem o femelă de californian. A fost montată, sper să fie gestantă. Foarte curată, frumușică. Spațiu mare, au loc destul. Am făcut aceste hrănitori din profil de rigips de 10, de la striat. Adăpătorile sunt de la ferma vânătorului, ele la jumătate de kilogram. În continuare, o femeluță de neozelandez alb. Este scoasă la mine în cuiburi, din masculul meu de 96,5, de la Cristi Dandu. Și o femeie care o să vă prezint și pe ea imediat. Asta este mama puilor, agitata. Vedeți ce frumos stă eu aici. Și ea este montată. Sper să fi prins. Aici avem cealaltă femeluță de californian, montată și ea. Sper să aducă și ea puișori frumoși. Mai departe. Avem a doua femeluță, soră cu asta de sus. O să pun și numere la boxe. Deocamdată n-am mai avut timp să mă ocup și de asta. Femelele sunt din noiembrie, foarte frumușele, curate, se hrănesc bine. Au stat câte două, sper să nu le afecteze mutarea asta așa bruscă și separarea câte una. A treia femeluță din același cuib, oprită. Am un prieten, un amic la București, care și-ar dori o pereche, să vedem. A patra femeluță, soră cu celelalte frumușiele. Trecem mai departe. Avem aici masculii. Masculul meu de la Cristi Dandu. Acesta este cel care a luat 96,5 puncte în expoziție. Un super masculaș, un cap deosebit, blană bună, năprâlește acum. Asta e. El este tatăl puiilor, cu el a fost montate și celelalte femele. Să vedem ce o ieși. Aici am pus masculul meu. Are și el un an. Acum în aprilie. Ăsta este de vânzare. Și așa am destui. 4 masculi și 6 femele. Mai departe, masculul de la Cristi Dandu. Celălalt mascul de la Cristi Dandu. Ultima mea achiziție, acum vreo 2 luni l-am luat. La fel de frumos. Să crească, să-l pot băga la muntă cu cele 4 femeluțe care le am. Aici avem cel de-al cincelea pui din cuibul de neo care l-am avut eu. Este frate cu cele 4 femeluțe de aici, masculași, frumoși. Sunt un pic și se simt ciudat acum în casă nouă. Aici avem o femeluță. Este cea mai în vârstă femele care am eu. Se apropie de 2 ani. Să sperăm că o să mai fete măcar o dată și ea. Este bunica celor de pe aici. O femeie masivă, năpârlește acum. Iar aici jos avem masculul de californian.
Aibă frumos lătată. I-am dat boxa asta, este suficientă pentru el. Probabil o să mai fie niște permutări. Să vedem. Dacă or să fete. Aici mai am încă 3 boxe goale în care pot să pun masculi. Sunt făcute pentru tinere, pentru masculi. Așadar, prieteni dragi, aceasta este munca mea, început acum o lună și ceva, cu o investiție de 2500 de euro, aproximativ. Am băgat undeva la 115 milioane în tot adăpostul. Am muncit singur la el, 90%, poate mai mult. Foarte rar am avut un om care să mă ajute. Cuștile le-am făcut singur, absolut toate. Nu m-a ajutat nimeni, nu m-a bătut nimeni în cui. De asta, mulțumirea mea este și mai mare. Sper din tot sufletul să vă placă. Eu sunt încântat, cum văd cum stau iepurașii în boxe. Sunt foarte bucuros. Pentru mine a fost un vis, nu neapărat o necesitate, pentru că stăteau foarte bine iepurii și afară. Vedeți cât de mare am făcut geamurile și ușa, am pus plasă pe ele, ce nu mai poate intra absolut nimic. Mai încolo să pun și plasă de țânțari. Am făcut rame de lemn, am pus plase, nu mai intra absolut nimic. Sunt bine făcute. Cam atât ce să vă spun. Adăpătorile, v-am spus, sunt de la ferma vânătorului, de la de 0,5. E destul să fie apă proaspătă. Sunt foarte sănătoase, practice. Imediat o să le și umplu cu apă, n-am mai avut răbdare să fac filmarea. Vedeți ce frumos se vede Solomon și toți iepurașii aici. Ce să vă mai zic? Doamne ajută, animale sănătoase tuturor, multă sănătate!